Prieteni, am primit astăzi misiunea de a răspunde la o întrebare. Ce credem despre vârcolaci? Dacă există oameni care se transformă, se pot transforma în timpul nopții, în ființe, în fiare, în lupe, în vârcolacul, ce credem despre... Mulți dintre noi cred că am citit, da, sigur, dacă n-am citit, am văzut filmele despre Dracula, pe romanul, pe baza romanului scris, cărții scrise de Stoker, Bram Stoker. Acum ar trebui să facem distinții între ficțiune și realitate în ce privește sursele noastre de credință, Sfânta Scriptură. Trebuie să fim atenți și la felul în care citim și înțelegem Sfânta Scriptură. Există în cartea profetului Daniel un episod în care regele Nabucodonosor este descris într-o anumită stare de degradare. El, vreme de 7 ani, trăiește animalic, trăiește asemenea unei bestii, trăiește în izolare. Sigur, cartea profetului Daniel trebuie citită cu atenție, pentru că acolo găsim și răspunsul la starea lui și la motivul pentru care el ajunge în starea asta interpretată, afirmată de profetul Daniel, chemat să interpreteze visele regelui, Belțașar, așa era numit, profetul, expert, specialist, nu mai exista nimeni altcineva atât ca el, atât de priceput în interpretarea voii lui Dumnezeu în visele pe care regele le are. Regele are mai multe vise, în care îi se atrage atenția că superbia în care căzuse și prin superbie, mândrie, el construise un imperiu, consolidase Babilon, îi se atrage atenția că această construcție a lui este să cadă, stă să cadă, pentru că nu este a lui. El a construit-o, dar nu este un regat exclusiv produsul lui. Acest lucru îi se descoperă în vis. Și unul din vise, în capitolul 4, unul din vise îl tulbură grozav, îl sperie. Este vorba de un copac superb, frumos, este, mă rog, regatul este tăiat și împrăștiat. Acest vis îl îngrijorează pe Nabucodonosor și îl cheamă să interpreteze. Și Daniel, profetul, se înfricoșează la auzul visului și îi spune regelui că este clară voia lui Dumnezeu. A decis Dumnezeu să ia de la tine regatul, să-l împrăștie din pricina mândriei tale. Dar dacă, zice profetul, dacă vei face următoarele lucruri, în capitolul 4, versetul 24, răscumpără păcatele tale prin fapte de dreptate și nedreptățile tale prin milă către cei săraci, dacă vrei ca bunătatea în care te afli să dăinuiască. El nu se întoarce. El nu se întoarce și pedeapsa lui Dumnezeu, de fapt consecința mândriei lui, mai mult consecința mândriei lui decât pedeapsa lui Dumnezeu, vine asupra lui în forma unei boli, zoantropie cunoscută sau boantropie. El se înstrăinează, unii au zis că este un soi de schizofrenie, doar schizofrenia, izolează în halul acesta și îl dezumanizează. El este descris acolo foarte grafic în cartea, pe felul în care el trăiește 7 ani. 7 ani în care, prin această stare de degradare, el își răscumpără greșelile. Prin ochii profetului Daniel vedem o anumită perspectivă dată cu privire la degradarea pe care o produce în noi mândria. Este păcat demonic. Demonul se crede, găsim în cartea Isaia, Luceafărul crede că poate să se ridice deasupra lui Dumnezeu. Superbia aceasta
desfigurează, dezumanizează. Despre aceasta este vorba în cartea profetului Daniel și nu despre vârcolaci. Degradarea umană îl arată pe om ca vârcolac. Sigur, există credințe populare, există mituri în cultura noastră românească, în diferite zone ale țării. Nu aș zice că nu le băgăm în seamă. Ar fi bine să le analizăm și să le înțelegem și să punem întrebarea cât de adevărat este acea poveste, nu doar din perspectiva credinței mele creștine, ci din perspectiva posibilului. Mortul care e mort pe jumătate, care se întoarce, riscul de a se întoarce mortul din mormânt, sunt credințe populare neancorate în adevărul de credință al bisericii. Vă mulțumesc!